În acest clip voi face un unboxing la o drujbă de 38 cm, non-brand. Să vedem, cam așa arată cutia. cai, 5,1 kg. Să desfacem, să vedem ce avem în cutie. Cam acesta va fi clipul. Vă salut oriunde v-ați afla, eu sunt Cosmin și în acest clip vom vedea o prezentare a unei drujbe noi, 38 de centimetri. Capacitate cilindrică și mai departe să vedem ce avem în cutie. Hai să începem cu lanțul, să vedem, acesta e lanțul ei. Ăsta e lanțul drujbei. Și aici mai avem un lanț de rezervă, la lat. În caz că nu merge lanțul ei cum trebuie, îl punem pe celălalt, al doilea lanț. Mai vedem manualul de utilizare. 5 limbi, mi se pare. Să vedem ce mai avem aici. Apărătoarea. 14 țoli. 35 de centimetri. Aici avem șina de ghidaj. Ce mai avem? Ia să vedem. Cheia combinată. Bă, că, da, e o cheie destul de bună, solidă, nu ca la celelalte. Chinezării. Aici avem drujbița. Ce mai avem în cutie? Ia să vedem. Pila. După cum văd, pila e destul de bună. Să vedem când ascuțim cu ea cât ține. Cam atâta. Pus în cutie. Ia să vedem cum arată. Doamna drujbă. Am ales-o. Eu știu ce am ales ca să fie pentru casă. Nu trebuie una mare. Am avut destule. E o drujbă destul de mică. Avem două rezervoare
în partea din spate. Vedeți? Rezervorul de benzină, rezervorul de ulei. Întrerupător. Are pompiță de amorsare. Șoc semi-automat. Ce să mai arăt? Toba de eșapament, fața, gheara montată. Bă, e dotată cu tot ce trebuie. Gheara, tinzător lateral. Aici, tinzătorul lanțului lateral are pompă de reglaj. Adică șurub de reglaj la pompa de ulei. Aici dedesubt. Mânerul e destul de confortabil, este, are, văd că, anti-alunecare. Ce să zic, are 1,6 cai. Rezervorul de benzină nu-i mare, mi se pare că are 270 de grame, parcă. Și cel de ulei, parcă 190. Benzină, ulei, 1,6 cai. Eu cred că se descurcă. Am ales-o deoarece cam ăsta conținutul cutiei. Ce să zic? Păi dotat tot ce trebuie pentru cei care vreau o drujbă care să nu consume mult. Asta e ideal. E bună și la tăia lemne și la curățat copaci, la ce vrei să o folosești. Știu că e destul de rezistentă. Am urmărit modelul ăsta de mult. Așa că să vedem cum se descurcă când face rodajul și prima pornire. Deci, după cum vedeți, nu mai are toba aia ca la celelalte drujbe chinezești. Are un alt design, după cum văd. Nu știu, să vedem cum se aude. Ce să vă mai zic? Costat parcă 350 de lei. Erau și mai mari, la un preț mai mic, dar n-am vrut să cumpăr. Pentru că îmi trebuia una mai mică și asta e, din câte știu eu, și mai rezistentă. N-are niciun consum așa mare. O să vedem acum când o bag la lucru să văd cum merge. Cam ăsta e unboxing-ul. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc spor în toate.